Bună ziua, dragi elevi! Mă numesc Oblețova Galina, sunt profesor de matematică. Continuăm să studiem proprietățile triunghiului și tema noastră de astăzi se numește simetria față de o dreaptă. Cred că v-ați pus întrebarea de ce avem nevoie de simetrie în viață. În procesul de evoluție s-a format simetria organismelor vii. Primele organisme care au apărut în ocean aveau o formă sferică ideală. Pentru a se infiltra într-un mediu diferit, au trebuit să se adapteze la noile condiții. Una dintre căile de adaptare este simetria în natură la nivelul formelor fizice. Aranjamentul simetric al părților corpului asigură echilibru în timpul mișcării, vitalității și adaptării. Formele externe ale omului și ale animalelor mari au un aspect destul de simetric. Și în lumea plantelor există simetrie. De exemplu, forma conică a coroanei de molit are o axă de simetrie. Simetria exterioară a animalelor îi ajută să mențină echilibrul în timpul mișcării, să se îmbogățească cu energie din mediul înconjurător, să o utilizeze rațional. În sistemele chimice și fizice, simetria este de asemenea prezentă. Deci, cele mai stabile sunt molecule care au o simetrie mare. Astăzi, la lecție, vom defini noțiunea de simetrică a unei figuri față de o dreaptă, vom stabili figuri cu axă de simetrie, vom construi figuri simetrice față de o dreaptă și vom observa simetria din jurul nostru. Pentru început, să ne amintim unele noțiuni. Dreapta care trece prin mijlocul segmentului și este perpendiculară pe el se numește mediatoarea. Punctele cui unui segment sunt egal depărtate de extremitățile acestui? Desigur că punctele mediatoarei. Două figuri simetrice față de un punct sunt congruente. Construiți punctele A1, B1, C1 astfel încât dreapta A să fie mediatoarea segmentelor AA1, BB1, CC1. Pentru aceasta, ce vom face? Vom construi o perpendiculară din punctul A pe dreapta A și vom prelungi un segment congruent cu cel inițial. Astfel îl vom găsi pe punctul A'. Analog procedăm cu punctele B și C. Punctele A și A1 se numesc simetrice față de dreapta A, dacă dreapta A este mediatoarea segmentului AA1. Punctele A și A1 se numesc simetrice unul față de altul. Simetrica unei figuri geometrice F față de dreapta A este mulțimea F1, formată din simetricile tuturor punctelor figurii F față de dreapta A. Figurile geometrice F și F1 se numesc simetrice față de dreapta A. Teorema 1. Două figuri simetrice față de o dreaptă sunt congruente. Aveți prezentate câteva exemple de figuri simetrice față de o dreaptă și puteți să observați că la suprapunere ele coincid, deci sunt congruente. În continuare, vom construi simetricile unor figuri și, desigur, vom începe cu simetricul unui punct. Pentru a construi simetricul unui punct, construim perpendiculara din punctul A pe dreapta A și apoi vom prelungi cu un segment congruent. Astfel îl vom găsi pe A' simetricul punctului A față de dreapta A. În cazul când dorim să construim simetricul unui segment, vom construi simetricile extremităților acestui segment. Astfel găsim B' și C'. Unim punctele B' și C', obținem segmentul B'C', care este simetricul segmentului BC. Simetricul unei semidrepte. Deci vom construi simetricul originii acestei semidrepte și vom fixa un punct B pe semidreaptă. La fel construim simetricul și punctului B. Apoi unim A' cu B', obținând o semidreaptă, astfel încât A' să fie originea acestei semidrepte. În cazul când dorim să construim simetrica unei drepte, vom fixa două puncte pe această dreaptă, spre exemplu C și D. Și vom construi simetricele acestor două puncte. Vom obține C' și D'. Le unim și construim dreapta C1 D1, care este simetrica dreptei CD. Cum să construim simetrica unui unghi? Deci,
vom construi simetrica vârfului și fixăm două puncte pe laturile acestui unghi. De asemenea, vom construi simetricile acestor două puncte. Deci, construim simetricul punctului O, care este O', simetricul punctului A, care este A' și simetricul punctului B, care este B'. Deoarece punctul O a fost vârful unghiului, deci O' va fi vârful simetricului acestui unghi și obținem unghiul A', O', B'. Mai avem un unghi, doar că în cazul dat, el se intersectează cu dreapta A. Dar procedeul de construcție este exact același. Construim simetricul vârfului și fixăm două puncte pe laturi, construind simetricile lor. Obținem unghiul N', P', M', care este simetricul unghiului M, P, N. Simetricul unui cerc. Deci, cercul, ne aducem aminte, este determinat de centrul său și raza. De aceea, construim simetricul punctului față de dreapta. Deci, îl găsim pe A1 și, desigur, construim un cerc cu centru în A' și raza egală cu cercul inițial. Simetricul triunghiului. Cred că v-ați dat seama că vom construi simetricile vârfurilor acestui triunghi. Obținem B', C', D'. Le unim și obținem triunghiul B', C', D', care este simetricul triunghiului BCD. În cazul în care doriți să construiți simetrica unei imagini, fixați câteva puncte pe această imagine. În cazul dat, eu am fixat vârfurile pozei și am construit simetricile acestor puncte. După aceasta, am mutat poza, imaginea, astfel încât ceea ce a fost în punctul D a coincis cu D' și așa celelalte. În continuare, veți vedea cum am construit simetrica unei imagini față de patru drepte, două orizontale și două oblice. În cazul dat, iarăși am fixat punctele pentru care am construit simetricile și astfel am obținut patru imagini simetrice cu imaginea inițială. Construiți simetrica figurii față de dreapta A. Deci aveți un cerc, un trapez și un triunghi. Ați construit? Și ce observați? Sunt sigură că ați observat că simetricile coincid cu figurile inițiale. Dacă o figură geometrică F coincide cu simetrica ei față de o dreaptă, atunci dreapta A se numește axă de simetrie a figurii F, iar figura F se numește simetrică față de dreapta A. Și în imagine puteți vedea câteva exemple de figuri care au axă de simetrie. O figură poate avea o axă de simetrie, două, o infinitate sau deloc să nu aibă axă de simetrie. Stabiliți figurile care au axă de simetrie. Deci, prima are axă de simetrie. Și al doilea, trapezul, și el are axă de simetrie. Și triunghiul isoscel are axă de simetrie. Rombul și el are axă de simetrie. Octagonul, desigur, și pentagonul are axă de simetrie. Încercați să găsiți și alte figuri geometrice care au axă de simetrie. În continuare, stabiliți valoarea de adevăr a următoarelor propoziții. Mediatoarea segmentului este axa lui de simetrie. Este o propoziție adevărată. Triunghiul isoscel este o figură simetrică. Și această propoziție este adevărată. Unghiul nu este o figură simetrică. Fals. Este o figură simetrică. Și axa ei de simetrie este bisectoarea unghiului. Triunghiul echilateral are o axă de simetrie. Este fals, căci triunghiul echilateral are mai multe axe de simetrie. Găsiți câte axe de simetrie are. Cercul are mai mult de 10 axe de simetrie. Este adevărat, căci cercul are o infinitate de axe de simetrie. Trapezul dreptunghic este o figură simetrică. Este fals. Trapezul isoscel este o figură simetrică. Propoziția dată este una adevărată.
stabiliți câte axe de simetrie au următoarele figuri. Pătratul are 4 axe de simetrie. Semicercul are o axă de simetrie. Rombul are 2 axe de simetrie. Triunghiul echilateral, ați reușit să găsiți, da? Are 3 axe de simetrie. Triunghiul isoscel are o axă de simetrie. Segmentul are o axă de simetrie. Și dreapta are o infinitate de axe de simetrie. În continuare, vă propun câteva exerciții de consolidare. Aflați simetricile punctelor A cu coordonatele 2, 4, B cu coordonatele minus 4, 2, C cu coordonatele 1, minus 2, D cu coordonatele 4, 0 și E cu coordonatele 0, 5, față de punctul A față de axa OX și punctul B față de axa OY. Deci, ne amintim ce facem. Construim o perpendiculară din punct pe dreapte și apoi prelungim cu un segment congruent. Astfel, am construit din punctul A o perpendiculară pe axa OX. Am prelungit cu 4 unități și am găsit simetricul său A' cu coordonatele 2 minus 4. Analog procedez cu celelalte puncte și obțin B' are coordonatele minus 4 minus 2, C' are coordonatele 1, 2, D' are coordonatele 4, 0 și E' are coordonatele 0, minus 5. Punctul B. Vom construi simetricile deja față de axa OY. În cazul dat, la fel, vom construi o perpendiculară din punctul A, dar deja față de axa OY și vom prelungi cu un segment de 2 unități. Astfel găsim simetricul punctului A, A1, cu coordonatele minus 2, 4. Analog procedăm cu celelalte puncte și obținem. B1 are coordonatele 4, 2, C1, minus 1, minus 2, D1, minus 4, 0 și E1, din câte observați, coincide cu punctul E și are coordonatele 0, 5. Concluzionăm.